care m-a învățat în clasa 2, domnul Ankevici Nicolae. El este de origine ucraineană. Și rog să vorbească unul, că tare puțin vorbești. Apasă vorbim, este sus, vă gându până apuși. Frații și surori români, vă felicit cu cele mai bune și fierbinte felicitări. Din partea ucraineanului Jet Bejet, care m-a botezat redacția, că eu sunt ucrainean Jet Bejet. Din talc. Și știți. Da. Vă felicit și doresc cele mai bune dorinți ce aveți în vedere. Vă deschid un secret. De una eu primesc mustrare din partea jurnaliștilor, când la oricare manifestație românească, când eu particip, nu la fiecare, dar din când în când, da? Că prea mult timp ocup. Dar nu pot, în primul rând, eu tare vă iubesc. De ce? Vă spun de ce? Fiindcă eu am respectat timpurile celea, unde comuniștii și rușii ne-au chinuit cum nu se mai chinuiește nicăieri, nu în viața lui. Da, mare chinuire. Am retrăit tocmai atunci, când era foamete, când ultima flănuță, cum Șevcencu scria, poslidnu hvetenu zbidnogo zdrari, ultima flănea, jubesc de pe sărac. Acum, explicația de la cei care aici au ținut discurs. Unu, poate nimeni, poate mulți nu știu ce înseamnă striboci, care au umblat cu arme. Striboci se traduce în românește nimicitor, batalion de nimicire, istribiți, a nimici. A nimici înseamnă istribiți. Istribitelii batalion, asta a fost batalionul care nimicea pe împotrivitorii statului sovietic. Dar împotrivitorii erau 90% sau poate și mai mult. Acolo puțin erau adepți statului. Aproape toată lumea erau adversari, erau care nu se supuneau statului. Toți erau vrăjmași statului sovietic. Tocmai atunci, în 47, eu primul cadru care m-au îndreptat, fiindcă înțelegeam limba română, în satele românești, la școală. Primul cadru. Învățătorii care m-au învățat spuneau că învățătorul sovietic este pe un cap mai înalt decât orice ca burgheze.